Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu. Suntem pe unde? Suntem acasă. Facem audile. Da, l-am ridicat cu mușel pe rampă. Asta este motorul de 2 litri benzină, care știți, am avut și pe cealaltă mașină. Numai că asta este neagră. Asta este mult mai întreținută. Nu am sulat încă motorul. O să schimbăm azi filtre, ulei și cam atât. Asta facem. Avem filtrul aici și avem un filtru sub mașină. Trebuie să vă arăt filtrul de ulei. Este foarte dificil puțin de schimbat, dar hai să vedem. Încă n-am dat scutul complet jos, dar filtrul se află în poziția asta. Nu știu dacă puteți să-l vedeți. Stați așa. Unde naiba era filtrul? Nu-l mai văd acum. Așa un loc. Aici e... Deci, uitați-l aici. Vă vedeți, ăla e filtrul ăla înrăcit. Și trebuie să băgăm mâna să vedem ce găsim, să scoatem pe acolo. Deci este în regulă. Suntem sub mașină, așteptăm puțin. Oricum, indicat ar fi motorul să fie cât de cât călduț, ca să puteți să scurgă repede ulei, dar putea să fie și rece, nu e problemă. Trebuie să dăm scutul ăsta jos, că e necesar, ca să dăm ulei jos. Și vedem că are un bușon acolo, frumoșele, e ușor de dat jos. O să vi-l arăt și acum, pentru ulei. Este șurubelul ăsta de aici, care se vede. Îl vedeți? L-aveți frumos la baie, pe parte. Îl scoate și rezolvați problema. Este ceva serios, asta e senzorul. În caz de rămâi fără ulei, știu că se oprește motorul. Cam atât. Hai să ne apucăm la treabă și pe aia vedem ce realizăm. Foarte util, am fost la multe mașini să scoatem filtrul, dar dacă merge, avem o curea de accesorii, orice curea. Să începem este nouă, să vedem dacă merge. Hai să vă arăt ulei cum arată. Are mult timp de când a fost schimbat, e foarte, foarte negru. Da, asta e, în fine. Am reușit și cu filtrul, l-avem aici aruncat înăuntru. Nu știu cum de... Uite aici. Abia l-am scos. A fost foarte greu de scos, dar e important că reușim. O să ședim puțin zona unde e mai curs ulei. Și după aia să punem un filtru nou. Trebuie să nu uitați pe filtru, pe... Stați așa. Avem și filtru aici. Pe garnitura asta să dăm cu alea cât de ulei, cu degetul pe alea cât de ulei. Dacă vreți, puneți ulei în el dacă vă, nu știu, vă e ok. Depinde de poziția voastră, poziția mea e foarte complicată și nu pot să pun și pun lunga asta și o să-l strâng la mână. Și după aia îl montăm la loc. Cam atâta. Și garnitura, pus ulei pe deget, dă bine pe garnitura aia. Bine, bine, tot și pe aia se înfiletează în apele locului fără chei, fără nimic. Eu și gata. Am putat pe telefonul ăsta să intrăm. Ce ulei avem la noastră? Bă, la noastră avem 4 litri, motor de 2000 benzină de 96 de kW, adică 130 cai aproape. 4,2 litri, se schimbă la 15.000, la 12 luni. Avem pentru mai multe branduri, dacă vă interesează, vă lăs un link după aia să vă fac un video să vă arăt cum funcționează. Vedeți, avem și pentru un 8, a mea este 2000, este între 2004, nu, a mea este între 2001 și 2004 modelul. 4,20 litri, cam asta e. Asta este motorul, am scos frumos aia. Păi, ștergem și alea cu mizerie, da, la fapt lasă așa. În fine, hai să punem ulei. Trebuie să punem 4,2. Le-am pus un bidon de litru ca să fie mai ușor, pentru că să nu ne încurcăm cu litri, să punem mai mulți. 4,20 litri, inclus filtru. Al doilea bidon l-am pus, deci 2 litri până acum. Ok, mai avem de pus. Asta ar fi al treilea bidon, deci avem 3 litri până acum. Ok, și mai trebuie 1 și 200 grame, ceva de genul. Acum avem de desfăcut două șuruburi, unul și unul aici, să scoatem filtrul de aer, să-l înlocuim cu cel nou. Păi pe partea de motor alternat, îl mai lăsăm puțin să așeze în motor, după aia o să-l dăm jos de pe rampă, îl spunem de 5 ori contactul, să fim noi siguri, nu pornim, punem doar contactul, acum vin eu nu să desfacem filtrul și după aia să
Oricum este simplu și aici. Va ieși. Hai să vedem după aia când e gata. Filtrul vechi. Și asta e la nou. Arată diferențe mari. În fine, asta nu știu, l-a aruncat, vedem ce face pe el. Hai să vedem cu asta. Asta spune fix așa. Îl introducem aici frumos în asta. Stai puțin să facem loc. Să înghesuie toate pe aici. Perfect. Da, sper că asta e mi-a dat filtru, ok. Și am filmat filtru greșit. Cu o spark. A? Sper să mi-a dat aia filtru corect. Prea să pupă. Așa, hai că intră. Hai că vine. Bun. Ara, prima. Te-ai zis? Perfect. Aia ce niște urechi. Te poți oprești. Bun, acum am întrebat ce ulei am folosit. Am folosit Mobil One 530. Este ok pentru motor pe benzină. De obicei este în regulă, este un motor pentru că mașina nu merge super agresiv, merge normal și nu are rost să pun un ulei mai racing, așa să zicem. Cam asta a fost. Am pus filtrul, o să dăm jos, să punem contactul și o să vedem cum se aude motorul, o să vedeți și voi chestia asta și după aia, bă, nu știu, vedem noi ce mai facem altă dată. Dar o să vă arăt cum se aude motorul. Gata, am dat jos mașina de pe rampă. Acum o să punem de câteva ori contactul. Ca lume, nu-l pornim, doar punem contactul și apoi închidem. Vă arăt și vouă acum. Hai să începem. Una. Bă, știu că camera de pe față vede nașpa, așa că îmi cer scuze. Ok. Nu știu ce dracu are camera pe față, dar în fine. Hai să întorc. Am pus al doilea contact. Acum să mai punem și așa. Da, camera de pe față e varză. Adică aia de pe spate merge prost. Al treilea. Patrulea. Asta se stângă aproape tot smarterul și pe-aia dăm din nou. Și pe-aia ultimul e al cincelea. Și practic pe-aia dăm cheia înapoi și cam asta e toată treaba. Și îl pornim. Asta e al cincelea. Lăsăm să stingă toate becurile și îi dăm cheie. Ia să vedem, noi cum se aude. A pornit fără nicio problemă. O să-l lăsăm așa, să ruleze 10 minute, 5 minute. Motorul a pornit, este ok? Ia să vedem cum se aude de afară. Bun, se pare că motorul se aude în regulă, îl lăsăm puțin să se... Își fac el toată pastile, 10 minute, pornit fără să-l accelerați, fără nimic. Da, este foarte esențial să nu-l turați când îl porniți sau așa, lăsați la relante frumos 10 minute, 5 minute să-și facă el frumos acolo, să se învârte ca lumea uleiului prin toate găurile posibile. Și după aia recomandarea mea, bă, îl lăsați după ce se răcește să verificați nivelul iarăși. După jumătate de oră, să vedeți dacă este ok, dacă este prea mult, dar nu că am pus destul de ok. Și dacă în caz aveți prea mult, căutați un furtun subțire. O seringă și trageți dacă aveți mai mult, în caz de aveți mai mult, dar nu cred că aveți mai mult. Sunt rare șanse, doar dacă nu vă uitați și puneți ca demenții, să zicem așa. Cam asta a fost video de astăzi, v-am arătat cum se schimbă un ulei, este foarte simplu, eu am schimbat singur, puteți și voi, am făcut o treabă destul de profesională, n-am făcut ceva în nașpa, totul a ieșit ca la carte. Acum ar trebui să resetez ceasurile, dar nu știu, să vedem unde e. Trebuie să mă iei pe net să văd cum se face, că asta nu știu, n-am mai făcut. Dar probabil că trebuie să intru puțin în setări. Hai să ne uităm, vedem, poate reușim ceva și noi. Bun, hai să vedem. O să apăsăm pe check, ca... nu, de fapt check este de frâne. O să apăsăm pe cheia aia. Ia să vedem noi. Bă, aici îmi spune că ar fi ok. Ia să ținem apăsat pe cheie. Dar nu cred că se schimbă nimic. Îmi spune că serviciul trebuie făcut la 8400 de mile, deci cred că au observat că am schimbat uleiul. Da, este fix 8000, da, ar fi 13.000 de kilometri, chiar este ok, între 12.000 și 13.000, deci s-a resetat automat, se pare, nu știu cum, dar s-a resetat. Asta este bine. Pentru că alt buton nu văd, hai să încercăm asta. Dar nu cred, spune că trebuie să cam peste 345 de zile. Bun. Bă, nu văd alt buton. Nu.
Da, cam asta e, să zicem. Da, cam asta, prieteni, vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Aveți mare grijă voi și numai drumuri bune care să te șoferi. Pa, pa!